se estimează cantități de 30 de litri pe metru pătrat, după ce în ultimele 6 ore mai plouă acolo vreo 70 de litri pe metru pătrat. Deci adăugăm la zona asta Portocalie cu cele 3 județe Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, da, Timiș. Și Timișul, da, care da, trebuie să treacă și el deci de hopul acesta. Și de mâine vremea se îmbunătățește sub aspectul precipitațiilor. Tot în zona asta o să mai avem mâine înnorări și pe arii restrânse niște ploi, dar nu așa însemnate cantitativ și cum spusei, pe arii restrânse, pentru că încă va fi sub influența ciclonului atmosferic pe care, dacă ne dau colegii, iată-l. Deci da. El se rotește și... Cum zisei, și de mâine vremea se îmbunătățește și se încălzește. Nu înseamnă că dispar complet ploile. O să mai avem, cum am zis, după amiaza, în special deci cele generate de convecția de după amiază, în special la deal și la munte, zonele accidentate, dar o să mai avem și după aceea în Transilvania, în Moldova, sâmbătă, de exemplu, însă pe arii restrânse, cum spuneam, nu o să ne facă probleme în niciun caz. Iar regimul termic este în creștere. Este în creștere, să știți că acum acolo în vest unde plouă, în sud-vest în Banat sunt 18-19 grade, astea sunt maximele zilei sau, cum să spun, temperaturi de valori de amiază, pentru că azi dimineața era chiar un pic mai cald. Da, o să se încălzească și acolo și o să pornim de la 27, 28, 29 de grade până la sfârșitul săptămânii. Intrăm pe vreme, zicem noi, călduroasă, adică cu maxime peste 30 de grade. Asta intră în definiția termenului folosit de meteorologi. În sud-est și în est 35 de grade. Iar începutul săptămânii viitoare tot pe foarte cald, cu 35-36 de grade. Da. Mulțumim, mulțumim tare mult, doamna Elena Cordoneanu, meteorolog, Realitatea TV. Mergem mai departe cu știrile, doamnelor, domnilor. Directorul Administrației Naționale Apele Române, Vasile Pintilie, și-a dat demisia după inundațiile devastatoare care au dus la moartea unui om, dispariția altor patru, evacuarea a peste 1000. Vasile Pintilie a renunțat la funcție după ce Victor Ponta a cerut demiterea lui. Imediat după ce premierul a solicitat înlocuirea sa, Pintilie l-a sunat să-i spună că a coordonat prin telefon, din concediu, intervenția echipelor care au acționat la inundații. Totodată, vicepremierul Liviu Dragnea a cerut o analiză legată de banii cheltuiți pe hărțile de risc, 47 de milioane de euro, mai exact, bani care s-au dus pe hărți și arată că la Novaci, de exemplu, unde oamenii au fost evacuați cu elicopterul, nu există niciun pericol de inundații. Declarațiile oficialilor referitoare la inundațiile care au lovit România au fost total neinspirate. Ministrul de Interne, grăbit să intre în sala în care se lansa candidatura lui Victor Ponta, le-a spus jurnaliștilor că sunt aproximativ 2 morți la inundații. Ieri a gafat din nou, a spus că nici meteo nu mai e o știință exactă. Iar ministrul cercetării i-a consolat pe sinistrați într-un mod nefericit. Le-a transmis că apa e semn de belșug. Și vicepremierul Liviu Dragnea a dat cu bâta în baltă, a declarat că s-a simțit încărcat pozitiv după vizita în zonele inundate. Ați văzut cam în ultimul timp cum e cu meteo, nu mai e o știință exactă. Și nu este prima afirmație neinspirată a ministrului de interne. Avem aproximativ în momentul de față 2 victime care se pare că au fost înecate. Sunt foarte încărcat pozitiv pentru că am fost cu Victor Ponta în câteva comune,
care au fost afectate de inundații.